Patrimoniul gastronomic al Moldovei va fi promovat la summitul Comunității Politice Europene, iar șefii de state vor servi bucate tradiționale moldovenești, pregătite după rețete reinterpretate. Meniul va include o varietate de preparate autohtone, din care nu vor lipsi tradiționalele sarmale, mămăliga, colțunaș și tocănița, dar și mâncărurile vegetariene. La aperitiv, oaspeții vor degusta tradiționalele sărmăluțe cu umplutură de legume călite în stil moldovenesc, acoperite cu glazură de vin din soiul sapiravi și cu smântână afumată. Chiar dacă preparatul național va fi servit într-o versiune reinterpretată, acesta își va păstra gustul autentic. O altă gustare inclusă în meniu este roata norocului, o tocăniță de vinete și roșii proaspăt tăiate, presărată cu pudră de vin din soiul rară neagră și usturoi negru. Oaspeții se vor putea delecta și cu colțunaș din dovleac murat cu cremă de brânză de capră, sos de leuștean și icre de știucă, dar și mămăligă umplută cu brânză de burduf, caș afumat și trufe negre. Un alt fel de mâncare servit de oficiali vor fi rulourile de cartofi umplute cu zacuscă făcută ca la bulboaca, presărată cu boia afumată, semințe de floarea soarelui și arpagic verde. Pentru felul principal s-a ținut cont de preferințele alimentare. Va fi gătit mușchiuleț de miel, iar pentru vegetarieni păstrăv de fag. La desert, cei peste 50 de invitați de rang înalt vor savura din tradiționala babă neagră cu înghețată din vin din soiul Merlot, alături de un sos de vanilie, jeleu din suc de struguri și un ice wine Riesling din anul 2018. Summitul european, la care au fost invitați 47 de președinți și șefi de guverne, va avea loc la Castel Mimi, situat la 30 de kilometri de aeroportul Chișinău. Securitatea și energia sunt printre subiectele care vor fi abordate la acest eveniment. Pregătirile pentru evenimentul politic au fost încheiate, iar primele delegații oficiale deja au început să sosească în Republica Moldova. Statul vecin găzduiește evenimentul în calitate de candidat la aderarea la Uniunea Europeană, statut primit în iunie 2022 odată cu Ucraina. Locul de desfășurare al summitului pare însă să fie ales și în mod intenționat, întrucât este aproape de zonele de război din Ucraina.